Un bărbat de 50 de ani din Baia Mare și-a pierdut viața după ce a fost lovit de o creangă în pădurea localității Dumbrăvița. Tragedia a avut loc marți, în timp ce bărbatul se afla la tăiat de lemne. La un moment dat, o creangă s-a desprins dintr-un copac și l-a lovit pe bărbat direct în cap. Echipajul SMURD ajuns la fața locului a încercat să-l resusciteze pe bărbat, însă nu s-a mai putut face nimic. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Județean de Urgență Baia Mare în vederea efectuării necropsiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă.